Cei care s-au născut în Zodia Taurului vor avea între 14 și 15 ianuarie la prânz o perioadă destul de bună pentru sănătate. Tendințe de temperare a unor excese, autocontrol, stăpânire de sine sau chiar disponibilitatea de a recurge la diferite metode pentru a-și calma sufletul, spiritul, mentalul. De prea multe idei, de prea multe situații, de prea multe gânduri, de prea multe teme care încep să se suprapună. Și este provocat și chemat la datorie din toate părțile. Atenție la tot ceea ce poate să presupună o noutate, un eveniment sau o iminentă schimbare în relațiile de muncă. Nu vorbiți prea mult, nu spuneți ce vreți, ce v-ar conveni, ce vă interesează, că nu este diplomatic. În al doilea rând, nu puneți prea multe condiții. În al treilea rând, dacă veți fi puși în situația unui dialog cu niște superiori, nu începeți prin a ridica cele mai speciale și particulare pretenții și dorințe. Pentru că veți lăsa impresia că sunteți dificil și capricios și că vă integrați greu într-un colectiv. Lucru valabil pentru cei tineri, în special. Aceștia pot să cadă în acest păcat. Cei maturi deja intuiesc gafa pe care ar face-o dacă ar proceda așa. Între 15 ianuarie după ora 14 și 17 ianuarie după amiaza, târziu, elemente care țin de relațiile parteneriale, ele în sine nu sunt dificil aspectate astral, dar nu sunt nici lăsate în pace, pentru că există niște quadraturi care vin dinspre casa 10-a, vărsător, acolo e Saturn, acolo este Venus și sunt un fel de ecouri sau de condiționări pe această relație parteneri, colaboratori, muncă, imagine, autoritate, răspundere socială, eficiență profesională. Cei născuți în Zodia Taurului ar vrea ei să facă multe și s-ar mobiliza, dar există niște bariere, blocaje sau niște limite pe care le intuiesc, le sesizează acum ca fiind mai greu de îndepărtat. Se sizează că nu este momentul să fie prea îndrăzneți. Se sizează că nu e momentul să se despartă de oameni și proiecte pe principiu eu până aici am fost alături de voi, de acum încolo îmi văd de drumul meu, ne despărțim. Chiar dacă tare chiar place să facă acest lucru, cel născut în Zodia Taurului se va abține, nu va spune asta, va mai îi lăsa de la el, o marge de timp, niște săptămâni, niște luni, probabil că până în primăvară, să vadă cum se mai conturează lucrurile și în exterior, ce evenimente vin, ce repliere abordează partenerii lor. Și în funcție de acele condiții, va vedea ce va face. Aceasta este strategia. Dacă nu și-au conturat-o, aceasta ar fi o strategie bună indicată de abordat. între 17 ianuarie după ora 19:33 de minute și 19 ianuarie seara, mecanismele financiare de orice fel, preocupările legate de bunuri și avantaje stau sub semnul unei reale griji sau îngrijorări legate de legislație vor să știe cum e corect, cum e mai bine, cum e mai avantajos, nu vor să creeze niște disfuncții, să prejudiceze pe nimeni, nu vor să-și complice viața cu tot felul de intervenții inoportune. Discuțiile nu sunt însă foarte comode. Sunt argumente care nu le convin, sunt dispute pe care la un moment dat ar dori să le vadă încheiate odată pentru că bat apa în pio și uh, o iau de la capăt cu fiecare întâlnire și cu fiecare telefon și cu fiecare mesaj de la început. Aceeași temă, cu aceleași argumente și contraargumente, cu aceleași soluții care nu sunt acceptate, e o pierdere de timp. Aici, într-adevăr, au și ei dreptate și undeva ar dori să curme această nesfârșită circulație a acelorași idei. Vor o idee nouă, vor inspirație, vor inedit, vor ceva care să rupă acest lanț. Deja a intrat în obișnuință să gândească, să procedeze și să se întâlnească cu aceleași persoane pe aceleași teme. Din păcate, martenule este extrem de favorabil și va menține această situație de dualitate sau de nesiguranță sau de ambiguitate până în martie, deci mai e nevoie de ceva răbdare, iar consultările pe care le vor avea cu niște specialiști s-ar putea să nu fie suficiente sau mulțumitoare. Vorbesc cu un expert, cu nu știu, un avocat, cu un notar și nu primesc Răspunsul dorit, nu li se oferă o viziune la problema lor. Tema juridică în sine, acum, în aceste zile, nu este clară, nu e limpede, nu e suficient de bine motivată sau, mai este și un alt factor, cel uman, s-au adresat unei persoane modeste ca pregătire profesională, care nu prea înțelege bine despre ce e vorba, care nu are viziune, care nu are experiență și atunci sigur că dialogul e șchiop între 19 ianuarie, după ora 21, și 20, ulterior 21 ianuarie, mecanisme care privesc relațiile sociale sau profesionale la un nivel superior. Este adevărat că pentru unii se pune problema afirmării, a emancipării sau a accesului pe care doresc să-l aibă la idei, instituții, oameni, proiecte, programe, activități de nivel înalt, performante, care să îi permită să facă o carieră, să se afirme sau să se stabilizeze pe o anume direcție. Din punct de vedere astral, lucrurile merg bine. Au un strop de noroc, pot să vorbească, pot să-și prezinte niște proiecte, pot să și convingă pot să ajungă în fața unor oameni pe care nu-i cunosc, dar pe care să-și apropie prin felul în care gândește, se poartă, vorbește și îi răspunde. Și aceea să-l admire, să-l prețuiască, să-i rețină numele, să-i pună dosarul deoparte pe ideea când va fi vorba de un angajament sau vom avea nevoie de cineva cu această tipologie, ne vom adresa acestea, care, iată, a făcut o impresie foarte bună. Numai că eu știu că toate acestea sunt ipostaze firești pentru cei care sunt tineri, încă tineri. Din păcate, din punct de vedere astral, ele sunt favorabile celor mai în vârstă, cei care au experiență, și poate că această experiență va fi criteriul care va face diferența între el și alții. Experiența, maturitatea, viziunea complexă sunt calitățile profesionale, dar și umane, care îl pot face dezirabil într-un colectiv pe câte un nativ, în contrapartidă cu un tânăr foarte plin de speranțe, foarte entuziast, foarte... Plin de idei, spumos în prezentare, dar sărăcuț la capitolul experiență. El este plin de bunăvoință și de entuziasm, dar nu și de performanță și stabilitate. Și atunci, aspectul astral e bun pentru cei care se apropie de 50 de ani sau au depășit cu puțin această vârstă. În ziua de 20. Ianuarie soarele va intra în casa a 10-a numere, nume renume, putere. Va fi un factor bun de dezvoltare personală și profesională, de situații inedite pe care le poate specula. Taurul în general nu prea speculează, asta e, n zice o lipsă, dar o formă de a se bloca singur. Uneori nu are încredere în propriile puteri, alteori e jenă, alteori se mulțumește cu puțin pentru că e modest, alteori evaluează situația și are impresia că sunt alții mai buni ca el. Asta este și o scădere fie a respectului de sine, fie un semn de neîncredere. Ei, dacă vor reuși să depășească aceste praguri, și să se plaseze cât mai corect și cât mai onest într-o zonă de competiție profesională, atunci s-ar putea ca ofertele, situațiile favorabile care se vor naște de-a lungul următoarelor patru săptămâni, să fie salutare pentru câte un taur. Acesta să exploateze oportunitatea, să se prezinte, să facă ce trebuie, Ceea ce îl poate trage înapoi este uriașul bun simț, temperanța, măsura și frica de eșec. Aici e o piedică, dar să spunem că, pe urma acestui sfat astral, pot să depășească acest blocaj interior, să dea drumul mai mult fanteziei, încrederii, dorinței de schimbare, curajului, abordării ferme și alungării temerii interioare că ar putea să nu se pună într-o lumină bună. Aceasta este o atitudine hipercorectă. Pe fond, ea nu are nimic rău și vicios. E și constructivă. Dar nu în momentul în care ai o astfel de provocare pe casa a zecea. Într-o astfel de situație e nevoie să-și iasă din tipar. Să fie mai volubil, mai prezenți, mai rapizi, în reacții mai promți mai dornici să ardă niște etape și să treacă prin niște încercări existențiale. În final, marile succese nu vin decât în cazul în care un individ are și curaj. E un nonsens să spui, va este atât de fricos și are atât de mult succes. Nu se poate spune așa ceva. Prin urmare, dacă vreți să aveți de partea noastră un mobil, psihologic care să vă ajute în această schimbare de atitudine, gândiți-vă la această butadă că în măsura în care nu schimbați registru, intrați în varianta pe care eu am construit-o așa, ca efect stilistic, nu astrologic.